Domnul așa, spune să fii atent. Era așa cu un fel de frunze acoperită groapa. Și a spus Domnul, spune, nu la voi întâmplări ai venit aici în seara aceasta. Spune să fii atent, să nu cadă în groapă, că de acolo nu va mai ieși niciodată. Din Domnul. Și era foarte sărătoare, așa cum ar fi covorul ăsta, să pare că ar fi real, dar nu era. Așa era groapa astupată cu frunze, nu se vedea și nu era departe de groapă. Și a zis Dumnezeu așa, am în vedere sufletul. Domnul să-ți ajute, să fii atent ce vorbești, ce gândești și unde umbli. Astea trei lucruri să cerea. Scrise așa pe o foaie, ce vorbești, ce gândești și unde umbli. Domnul să-ți ajute ca nu cumva să pășești într-o parte, să cazi în groapă. Nu mai este chip de scăpare și nu mai este ajută. Și că un lucru, și că o să încheie, Domnul își cere un lucru foarte mare, își cere Domnul. Să te întorci la Dumnezeu sănătos. Întorci la Dumnezeu sănătos. Pentru că Dumnezeu are vedere ființa ta. Are vedere ființa ta și vrea să o mântuiască. Domnul să-ți ajute să nu uiți sfatul pe care Dumnezeu ți-l-a dat după masa aceasta. Ajută-l tu, Doamne, și ce vorbești, ce gândești. Domnul să-ți ajute că groapa aceasta era adâncă. De ce să strici ajutor din groapă când poți să ne scolori drept? Să judecăm și omenește, este bine să mergi pe drumul drept, să nu ai probleme. Și fiindcă Dumnezeu iubește sufletul dumitale, te-a avertizat în seara aceasta ca să te gândești bine și serios la viața care trăiești. Vă mai spun ceva. Să fim atenți toți. Pentru că Dumnezeu mi-a arătat într-o dimineață, acum nu de mult, cum să topeau munțe. Iubiții mei, nu casa aceasta, asta e mică față de o munte. A început să se facă așa cum în sărăciturile așa și a început să scadă așa. Și am zis, Doamne, ce se întâmplă? Venirea mea este aproape. Aleluia! Atunci au apărut așa cât ar fi un cerc de ăsta, exact așa cum ar fi aici. Acum, cum poți să încap cu, în cercul ăsta cu bagaje? N-ai cum. N-ai cum. Și-o zis, Domnul, vină încoace să-ți arăt ceva. Și când m-am uitat, s-o văzut în groapa aceea, s-o văzut așa, niște locuri așa de frumoase, n-am văzut niciodată în viață. Așa loc minunat. Acolo vor ajunge cei ce sunt gata. Și atunci au apărut foarte multă lume și din 101, unul reușea să intre în cercul ăsta. Din 100 de persoane, unul. Și lângă cercul ăsta era o persoană îmbrăcată în alb și cu o sabie. Nu îndrăznea nimeni, cum a spus Ioan, pui de năpârci, cine vă învățați să fugiți de mânia viitoare? Și încercau oamenii să vină, că acum să topea munță sub picioarele lor și începe să se niveleze și nu mai aveți stabilitate nimeni și încerca să vii aici la, să intre prin cercul ăsta, dar era îngerul acolo cu sabia și nu intra nimeni acolo. Unul dintre 100. Datoria noastră este să fim gata. Să avem mijlocul încins, făcleile apinse. Nu v-a spus întrebarea de ce Dumnezeu are vedere și neamul acesta? Locuiesc aproape de 50 de ani în orașul acesta și acum sunt 30 de ani. Nici vorbă de pocăință. Am dreptate? Nici vorbă de pocăință. Și am umblat mult pe străzile acestea și cu părinții dumneavoastră au lucrat cu mine împreună. Am lucrat cu ei și le-am vorbit despre Dumnezeu, potrecul acele veșnice și ați rămas dumneavoastră. O iubește Dumnezeu pentru că acolo focul nu se stânge și viermele moare. De ce să ajungem acolo? De ce să nu ajungem în Duhului?
Vedeți ce frumos este să ne bucurăm împreună. Mergi acasă, ai probleme, ai gânduri, frământări și copiii lui Dumnezeu când se întâlnesc, spune fratele Șoane, din bucurie în bucurie. Dar acolo, că trupurile acestea, să știți, Dumnezeu va lua ce este a Lui. A suflat Duh de viață în om și va lua Duhul de viață, îl ia din om. Dar și pământul și e, ce e a Lui? Trupul acesta, țărâna aceasta, că se întoarce în țărână. Dar sufletul, atenție, se va întoarce la Dumnezeu, plin de bucurie sau plin de întristare. Plin de întristare. Domnul să ne ajute. Aici ne învățăm cum să ajungem pe drumul care duce. Pe calea aceasta pe care a trasat-o, să știți că Iisus stă la dreapta lui Dumnezeu, a fost aici pe pământ, a trasat calea. Și spune acolo, în nimeni altul nu este mântuire decât în Iisus Hristos. În nimeni altul. În nimeni altul. Domnul să vă dea bucurie și să ne dea mai departe după masa aceasta. Și vă rog să-mi împliniți dorința aceasta, să ne rugăm pentru mari. Nu e așa, nu e simplu să spui căsuța ta la dispoziția Domnului, nu e simplu. Mai anii trecuți am fost într-un loc și au spus așa, de ce să spăl eu covarele după pocăiți? Știi ce-o costa vorba asta? Sufletul la un băiat de 35 de ani. O fanare de asta. Pentru vorba asta. Dumnezeu a spus așa, am să fac mari minuni în casa asta. Și a venit sora lui și a spus, de ce să spăl eu covarele după pocăiți? Vorba asta a costat un suflet, un băiat la 35 de ani. Dumnezeu l-a luat acasă. Barul s-a îndemnă. Am trebuit poveștii astea de realități, lucruri care le-am văzut cu ochii mei. Domnul să binecuvinteze locul acesta. Amin. Să nu uiți, Marine, că Domnul a spus miercuri seara, mulți vor veni aici. Bagă bine de seamă locul acesta. Gloria tuturor. Și să ne rugăm pentru ei. Slava tuturor. Să rog pe Domnul să dea peste paharul lui de Duhul Sfânt și de putere. Chiar dacă va fi departe de noi, totuși ne vor ruga Domnului pentru ei. Ca să nu uite, așa cum a spus Ilie către Elisei, nu uita ce ți-am făcut. Ava. Și o primit el bucurie. Sanale. O primit el bucurie. Așa este, Doamne. Domnul să ne bine. Amin. Acum ai fost ceva din partea Domnului.